Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. Tema conferinței de astăzi va fi rezultatul activităților desfășurate de Inspectoratul de Poliție în primul semestru al anului 2017 și va fi susținută de șeful inspectoratului, domnul chestor de poliție. Nu vreau să mai repet tema subiectului pentru care v-am invitat astăzi, a prezentat colega noastră. Deci, doar o să încep să prezint câteva date privind activitatea poliției din județul Bacău în semestrul 2017. În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care, pe parcursul celor 6 luni de zile, ați fost alături de noi, presa bacăuană. Apreciez că de câte ori a fost nevoie, ați venit, ați dat curs solicitărilor noastre la evenimentele care au avut loc și trebuia să fiți și noastră prezent. Fidelitatea cu care ați transmis cetățenilor datele pe care le-ați obținut în cadrul cercetării la fața locului a unor evenimente. Activitatea Poliției Județului Bacău în semestrul 1 s-a finalizat cu o scădere a infracționalității sesizate în procente, dacă vreți să o luăm, cu 17,4% în cifre în jur de 1400 de fapte penale, mai puțin decât în perioada anului 2017. Conform programului de guvernare 2017-2010 și Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020, la începutul anului, ne-am stabilit obiective pentru a putea să le, să ne achităm de sarcini față de cetățenii județului Bacău, să rezolvăm problemele cetățenilor. Primul obiectiv a fost creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățenii prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală și siguranța rutieră. Al doilea obiectiv a fost și este destructurarea grupărilor infracționale, asigurarea climatului de legalitate în mediul de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei și protejarea intereselor financiare a Uniunii Europene. Și nu ultimul rând, obiectivul, asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare, informaționale necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a poliției. Așa cum vă spuneam, pentru a putea să începem activitatea în acestui an, în baza unor analize făcute situații operative din 2016, am implementat două programe prioritare de acțiuni care au vizat perfecționarea sistemului relațional și prevenirea comiterii unor categorii de fapte antisociale. Și aici ar putea vorbi de programul de prevenire a delinvenței juvenile și a victimizării minorilor. În cadrul acestui program au fost implementate 7 campanii de prevenire și au fost informați un număr de 5740 de beneficiari. Un alt program, programul de prevenire a furturilor cu 3 moduli. Și am avut în atenție prevenirea furturilor din buzunare și poșete în mediul urban, prevenirea infracțiunilor de înșelăciune, mod de operare prin metoda accidentul în mediul urban, prevenirea infracțiunilor de furt din locuințe în mediul rural. În cadrul acelui program, noi am organizat în perioada analizată 5 campanii și au avut un număr de, au beneficiat 3695 de subiecte de activități pe care noi le-am desfășurat. Aceste activitățile celor două programe au fost analizate trimestrial și au fost înaintate Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. De asemenea, la nivelul județului s-au făcut 2 sondaje de opinie
privim percepția poliției în activitatea sa din orașul Bucur și Comuna Valea Seacă, județul Bacău. De asemenea, au fost culese date pe bază de chestionare și realizarea bazei de date în cadrul sondajului privind siguranța online a copiilor desfășurată în Comuna Agăș și culegere de date pe bază de interviu realizată în raportul de cercetare privind principalele caracteristici ale faptelor incidentelor de securitate în domeniul petrolier în municipiul Boienești. Analizând activitatea poliției la cele 6 luni, s-a finalizat, deci s-a rezultat că a scăzut infracționalitatea, așa cum v-a spus, cu 17,4%. Infracțiunile judiciare au scăzut cu 1071 de fapte, de altă natură cu 153, iar cele economico-financiare cu 258 de fapte. Pe subunități, putem spune că la toate subunitățile din județul Bacău, infracționalitatea per general a scăzut. Pe linie judiciară, așa cum știm că infracțiunile judiciare au impact direct asupra cetățenilor, în special prin cea comisă cu violență. Așa ce vorbim de, au scăzut aceste fapte cu 18,9%. Reprezentând, cum v-am spus, un minus de 1071 de fapte. La infracțiunile judiciare au crescut numărul flagrantelor cu 1,4%. În ceea ce privește infracțiunile contra persoane, de asemenea, aici vorbim de infracțiuni de loviri sau alte violențe, vătămare corporală, amenințări, care și acestea, la rândul lor, au înregistrat scăderi. Iar la fel, la nivel de județ, toate subunitățile au înregistrat scăderi. Infracțiunea gravă sesizată. Am înregistrat creșteri la tentativă de omor. Deci de la 5 la 1. Avem infracțiunile de omor care sunt scăderi, iar la tentativă de omor avem o creștere cu infracțiuni. Majoritatea infracțiunilor de omor au fost comise în mediul rural, pe fondul consumului de alcool și a unor conflicte spontane în mediul familiar. Infracțiunile de furt, la fel, aici vorbim de infracțiuni de furturi din buzunare, care au înregistrat scăderi cu 20 de fapte, furturi din auto, la fel, cu minus 8, furturi de animale rămân la 5 cifre de 4-6, furturi de păsări a scăzut, furturi de materiale feroase și neferoase, la fel, înregistrează scăderi. Infracțiunile de înșelăciune, ca urmare a activităților desfășurate în cadrul programului și a campaniilor de prevenire, au scăzut în cifre absolute cu 62 de fapte. De distrugere, la fel, înregistrează scăderi, cu 67 de fapte, deci și la acest capitol înregistrăm scăderi. În ceea ce privește activitatea de combatere a evaziunii fiscale, aici înregistrăm scăderi la infracțiuni și în cadrul activitățile care au fost analizate în cadrul grupului lucru operațional al nivelul județului, s-au dispus măsuri și ca urmare a măsurilor luate, au început să crească numărul infracțiunilor de evaziune fiscală la nivelul județului. Criminalitatea stradală, de asemenea, înregistrează scăderi, o minus de 16 fapte, deși la nivel de județ, la fel, infracționalitatea stradală înregistrează scăderi. În ceea ce privește infracționalitatea comisă, înregistrează scădere atât în mediul rural cât și în mediul urban. 56% a fost comisă în mediul urban și 46% în mediul rural. Pe domenii specifice zonei și a județului, putem spune că ne-am concentrat mai mult atenția pentru
combaterea tăierilor ilegale de material și comercializarea materialului lemnos. Și aici au fost înregistrate la nivelul județului 154 de dosare penale. Câte dosare? 154 de dosare penale. Din care 39 au fost rezolvate cu referat de terminare urmării penale. Deci s-au făcut propunere trimitere în judecată a persoanelor care făceau obiectul acestor cercetări. Au fost aplicate 331 de sancțiuni contravenționale conform legii 171/2010 privind stabilirea sancționarea contravențiilor silvice, în valoare de 546.800 de lei. Au fost organizate 122 de acțiuni și 485 controle, ocazii în care au fost verificate 152 obiective și controlate 1388 vehicule, fiind confiscate următoarele bunuri. 938,19 metri cub material lemnos în valoare de 395,620 de lei, 9 fenestraie mecanice și 4 topoare, 8 autovehicule, 18 atelaje HIPCO și 48 alte bunuri. Aici pot să vă spun că există un plan la nivel național, care este în aplicare și în momentul acesta, la combaterea tăierilor și comercializării ilegale participă atât colegii noștri la Inspectoratul Județean de Jandarmi și instituțiile de specialitate, vorbim de Direcția Silvică Bacău și InteresV, care împreună organizăm și desfășurăm activități în județ, pe raza localităților unde se taie sau sunt specifice zonelor de tăieri ilegale de material lemnos. De asemenea, în atenția noastră am avut și combaterea braconajului piscicol și în cadrul au fost organizate acțiuni. Au fost soluționate 12 dosare, din care 4 cu referat de trimitere în judecată și au fost aplicate sancțiuni 5 sancțiuni contravenționale conform G23/2008. De asemenea, la nivelul județului au fost organizate activități, după cum știți că în atenția noastră este și prevenirea accidentelor de circulație, pentru că anul trecut la unii indicatori au avut creștere și aici putem vorbi de accidente grave, iar la veniți ușor. Pentru aceasta, în cursul anului 2016, semestru 1, au fost înregistrate 138 de accidente grave și putem spune că aici nu ne-am putut îndeplini obiectivul stabilit. Avem creștere la răniți gravi de la 116 la 138. Cu toate eforturile depuse de noi, dar am reușit reducerea persoanelor decedate de la 25 la 23 de persoane. Principalele cauze generatoare de accidente grave au fost viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum. Au fost 30 de accidente grave, în plus de 15 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016. Abateri bicicliști, plus 16 accidente grave, deci dacă urmăriți siguranță și cunoașteți, și prin buletinele presă pe care le prezentăm zilnic, apar în accidente bicicliști. Și traversarea neregulamentară a pietonilor. De asemenea, următoarea a treia cauză generatoare de accidente grave de circulație. Au fost organizate 467 de acțiuni, au fost constatate în cadrul acțiunilor 610 fapte penale și au fost aplicate 24.329 de contravenții. În care majoritatea, 95%, au fost la conform ordonanței de urgență a Guvernului 195/2002. Iar diferența la alte acte normative.
a fost ridicat în vederea reținerii 2197 de permise de conducere. Și au fost retrase 917 certificate de matriculare. 84 plăcuțe de matriculare și au fost imobilizate 44 vehicule pentru încălcarea normelor de circulație. Deci cam asta am ținut să vă prezint în mare principalele activități ale inspectoratului. Inspectoratul desfășoară mult mai multe activități. Dacă dumneavoastră sunteți, vreți să aflați și alte date, vă stăm la dispoziție, liniile care le doriți. Da, deci s-au schimbat situația, asta este, noi o facem statistic, adică erau viteza, era alte, neatenția în circulație, deci de regulă se schimbă de la o perioadă la alta. Mai pot să mai spun aici că polițiștii au intervenit la peste 9 la sesizările cetățenilor, la peste 900 de sesizări, din care circa 700 de sesizări făcute pe 7000 de 112. Cam jumătate mediul urban, 50% mediul urban, în mediul rural la fel. Activitatea de cercetare penală nu cred că vă interesează câte dosare au fost soluționate, câte trimiteri, câte sunt date care, nu știu, dumneavoastră apreciați, dacă considerați și alte date să vă prezint. E bine să ne luăm în calcul, domnule Chestor, și activitatea CP-ului. Câtă vreme ați dat dumneavoastră aici o situație statistică vis-a-vis de furtul de material lemnos. Și există plângere, inclusiv de la Garda Forestieră, inclusiv ai dumneavoastră observi care instrumentează aceste dosare, ele nu se finalizează la nivelul parchetului. Și vreau să vă spun că e chiar o chestie trimisă recent la Inspecția Judiciară la București, prin care se urmărește, mai ales în zona Măneștiului, de ce procurorul, de ce judecătorul, deci nu vă interesează dumneavoastră în mod direct. Da, dar activitatea polițistului la un moment dat este umbrită de faptul că eu muncesc mult pentru un dosar, așa cum ați dat și ați ușit de la topoare și până la căruțe ați confiscat sau confiscat, dar în momentul când ajunge, după ce se finalizează activitatea lor dumneavoastră, se realizează, se dă un mare nup de așa ceva, chiar dacă este flagrant, chiar dacă se întâmplă și se întâmplă. Disfuncționalitatea asta trebuie pusă în evidență, inclusiv de dumneavoastră. Da, eu vreau să vă spun că ca urmare a activităților desfășurate de către polițiști care, vă cum știți, conform ordinul comun, noi desfășurăm activitatea de cercetare penală, desfășoară numai polițiștii care au calitate de polițist judiciar. Polițistul judiciar colaborează cu procurorul care instrumentează cazul și în final se ia o decizie care procurorul, el nu pot să comentez eu o decizie a procurorului, știți, este pe urmă. Da, fie clasare, fie renunțare, fie trimitere în judecat. Acestea sunt soluții care sunt prevăzute de codul de procedură penală. Deci eu nu pot să comentez, vă dați seama că sunt, poate sunt și situații când chiar și polițistul poate să nu, dacă nu administrează propriul probatoriu, corespunzător, trimitere în judecată, sau sunt situații, am avut situații când tot la Moinești, o grup infracțional care a fost reținut și a obținut și mandat de arestare preventivă, s-au dus, cred că cunoașteți cazul, de la vremea respectivă, au tăiat, proprietarul chiar s-a dus, a tăiat o suprafață de lemn, așa, de păduri, pe care s-a identificat că și după a venit și a reclamat la poliție ca să dea victimă. S-a dovedit că, într-adevăr, chiar ei au fost autorii. S-au luat măsura arestării preventive. Deci, un caz care... Și sunt mai multe situații când chiar proprietarii terenului și a pădurilor, în mod deosebit, nu protejează pădurile. Și vor să o distrugă, după care să o dea pe infractori sau pe, să sezeze ITRSV-ul, silvicul și să constate că s-a furat. Dar există și legislații în care fiecare are obligația și cetățeanul poate să dea în pasă la organul competent, la direcția silvică,
pădurea să-i fie păzită conform unei sume, să plătească o sumă de bani stabilită prin lege. Dar trebuie să existe și de ambele părți interes, adică și cetățeanul să fie interesat și organele care au competente să își dea tot interesul și să aplice legea corespunzător și legal pentru toți acești infractori care dau la distrugerea pădurii, la tăieri ilegale, la măsuri care de fiecare dată noi am fost fermi, am luat, deci nu putem să spunem că la nivelul județului Bacău tăierile ilegale de la an la an deci s-a diminuat. Dacă s-a ajuns conform unor statistici la până într-o mie de metri cub de lemn tăiat în delict, la direcția silvică, nu cred că e. Dar trebuie să o diminuăm și pe asta. Să ajungem... ONG-urile le plasează pe locul 10 la nivel național în momentul ăsta. Județul Bacău, unde creștere, aveți dreptate. Sigur că da. Tocmai de aia că am fost pe primele locuri, am fost pe 3, pe 4, am fost acum și primele 10, dar printre locul 10. Da. Dar nu punem pe alea care au păduri deloc. Așa. Că nu putem să vorbim de Călăraș, de Giurgiu, de Ilfov sau tăieri ilegal, pentru că acolo nu prea sunt păduri. Noi am trimis un 544 și la parchet. Răspunsul este steril. La dumneavoastră acțiunea, activitatea se vede prin ceea ce fac, v-am spus oamenii dumneavoastră. 2. Vreau să vă întreb după momentul Suceava. Știu că și-am avut colegi de aici, de la Inspectoratul Județean de Poliție, care chiar l-au comemorat pe băiatul ăla care a fost omorât în gara Butujeni. V-aș întreba, doamne chestor, ce nevoie de personal are IJP Bacău în momentul de față? Cam câți oameni ar mai trebui ca să avem, eu tot vă întreb întrebarea asta și când veniți în studio. Și 2. Dacă ați putea să nominalizați, fără să vă încurc, care ar fi nevoia nevoilor vis-a-vis de logistică în momentul de față pentru IJP legat de siguranța polițistului, ca să poată fi asigurată siguranța cetățeanului? Da, deci nevoi au fost de polițiști tot timpul. De când sunt eu în poliție, tot timpul s-a cerut să avem polițiști cât mai mulți, să putem să asigurăm ordinea, liniștea cetățenilor, fie în mediul urban, fie în mediul rural. Având în vedere că ultima perioadă, știți prea bine că începând cu începutul 2016 și până în prezent, a fost un număr important și impresionant, putem spune, de polițiști care au plecat la pensie. Și în urma lor, desigur, în primul rând, a rămas un loc liber ca om, ca polițist, fie ofițer, fie prezență fizică sau agent. Și pe partea cealaltă a lăsat un gol din punct de vedere profesional. Pentru că un polițist, când a ajuns la o anumită maturitate, să spunem, profesională, anumită vechime în poliție, atunci trebuie să dea cât mai mult. Și alții la vârsta de 25 de ani, la 45 de ani, au îndeplinit condițiile, alții până în 25 de ani de activitate, alții peste 25 de ani au hotărât, au decis să iasă la pensie. Deci nu e un lucru, probabil că fiecare își analizeze lucrurile, pentru că nu e o profesie ușoară, este o profesie solicitantă, profesie care, vedeți și noastră, 24 de 24 noi trebuie să fim prezenți. Așa cum v-am spus, pe intervenția pe 112 am avut vreo 7.000 și ceva de solicitări și solicitările astea nu sunt numai în cele 8 ore de lucru, 40 cât are săptămâna, dar în toată perioada săptămânii, sau cum vrem să spun, sau a lunii. Și iarăși e solicitantă de aici, și nu numai asta, sunt foarte multe activități și riscul vulnerabilității. Ați văzut și dumneavoastră polițistul de la Burdujeni, cum ați amintit, și noi, în memoria lui, duminică am ieșit în fața polițiilor din județ, am dat și pe, s-au prezentat și pe la presă, au fost și colegii dumneavoastră aici, și într-adevăr e un moment destul de dificil. S-a ajuns prea departe, să stea în gară, să vină un cetățean oarecare, fără să ai nicio problemă cu el, fără să te întâlnești niciodată în viața ta ca polițist, să vină pe la spate, să te omoare, să stai gât.
Deci întrebarea se pune că atunci noi ca polițiști care luăm măsuri de constrângere, îi arestăm, îi reținem, luăm procedural toate măsurile care se impun, cum îl vede persoana respectivă dacă ar fi avut o legătură cu el? Și fiți sigur că acum sunt nici nimeni care au avut treabă cu poliția. A aplicat o sancțiune și dimineață la postul de televiziune acel cetățean care a jurat, a amenințat în față polițista din Argeș, dacă nu mă înșel, a mers acasă mai departe și i-a transmis mesaje ca să o omoare când o prinde cu ea. Ați văzut cât e de riscant. Dar unii se manifestă poate prin mijloace care le putem vedea. Dar unii poate așteaptă momentul, poate, nu știm. Deci nu este simplu. Și de asta noi avem nevoie de polițiști. Ca urmare a plecării colegilor noștri, peste 100 de polițiști care au plecat, au venit în loc, am angajat în 2016, la începutul 2016, am avut 121 de polițiști scoși la funcții, scoase la concurs, toate care le-am avut noi aprobat de Inspectorul General al Poliției României, dar nu s-au ocupat pentru că au venit cadre care nu au îndeplinit criteriile. Au luat media de admitere era 7 și au luat sub 7. Au fost care nu s-au putut, funcții care nu au fost ocupate. S-au ocupat în final 87, din care unul când a venit în prima zi și-a dat demisie și au rămas 86. Am mai scos într-o serie la sfârșitul anului trecut și au început luna lui februarie activitatea, un număr de 153 de polițiști, de agenți de poliție. Iarăși au venit, deci am recuperat, cu alte cuvinte, ce a plecat, am scos pentru specialiști la serviciu economic pe funcții de economist, funcții de silvicultură, pe silvicultură, cu specialitatea de inginer silvic, bineînțeles, de construcții și de agricultură. Și spre surprinderea noastră, funcția de pe construcție, ofițer de pe linii de construcții, funcția de pe agricultură, nu au putut fi ocupate pentru că nu s-au prezentat decât unul sau doi și care au căzut la psihologie. Deci, probleme sunt de ambele părți. În primul rând, trebuie să avem polițiști foarte bine pregătiți, să-și dea interesul să fie legați de instituții, că dacă vin din cei cum... Exact și de asta am vrut să evidențiez faptul că din prima zi unul și-a dat demisie. Și dintr-a doua serie, deja au început în februarie 53, din care și-a dat demisia tot la fel. Unul prima zi și unul după o săptămână, când a văzut la ce zonă, în ce zonă va lucra la postul de poliție. Așa zice, domnule, pot eu să stau acolo, nu mă adaptez, nu văd treaba mea. Foarte bine, bine că a realizat, dar ne-a ocupat funcția și a rămas, după care, prin demisie, a rămas liberă. Și deci a rămas fără lucrător, cu alte cuvinte. Deci am avea nevoie. Deci în mediul rural acum, și cel mai bine ar fi, știu, nu ideal, să spunem, să fie la fiecare post de poliție cel puțin 3 agenți de poliție, că atunci poate să asigure și continuitatea, și intervenția să fie cel puțin 2 când merg la o intervenție. Dar având în vedere că în mediul rural avem organizat secții pe secții, sunt organizate activitățile pe secții de poliție rurală, este mai ușor pentru că ei poate să facă patrule, să cupreze polițiști din 2 comune sau 3 comune. Și asta e o problemă, pentru că prin venirea celor 86 care au rămas, toți au fost recrutați pentru mediul rural. Și acum au crescut numărul patrulilor. Deci vreau să vă spun că avem în mediul rural, pe timpul unei zile, o medie de 30 de patrule, care este important. Prezența polițistului. În tot județul. În tot județul, în comune. Poate sunt și mai mult în funcție de fie dacă e sâmbătă, avem posibilitatea să fie mai mulți, pentru că sunt discoteci, sunt la sfârșit de săptămână locuri unii de agrement, unii se adună un public mai numeros și trebuie să fie prezenți. Și nu numai noi, vreau să vă spun că avem
împreună facem patrule independente poliției sau jandarmi, sau patrule mixte, polițist, jandarmi. Deci ne ajută foarte mult și jandarmii. Acolo unde este poliție locală, este foarte bine că desfășurăm activități tot la fel în patrule mixte și aici avem poliții care puternică, spunem așa, comparativ cu alte localități, în municipiul Bacău, care vedeți și noastră și pe stradă, desfășoară activități și pe rutieră și pe ordine publică, care este foarte importantă pentru siguranța cetățeanului. E poliție, iarăși la fel, la Comănești, care funcționează foarte bine de ani de zile. Poliție la Mânești, deci sunt câteva localități și de ce nu, chiar și în mediul rural sunt polițiști care, poliții comune, care primarul, prin grija primarului, și-a organizat acea structură de poliție locală. Pentru că dacă nu-i prezent polițistul la datorie să vadă, să descurajeze activitatea infracțională a unor infractori, nu se poate face poliției 8 ore. Și ne s-a dat sâmbătă și duminică, după cum știți, celor care vin la serviciu trebuie să dă un spor de 75%, iar cei care acum asigură de la 1, spre sfârșitul lunii trecute, trebuia de la 1 iunie, iulie, dar se dă de la, s-a dat câteva zile din iulie și dăm de la începutul iunie, așa se dă un spor din salariul de bază de 40% dacă asigură de la domiciliu și iar dacă merge la serviciu, în perioada asta, deci 24 de ore și e solicitat, îi se dă și liber pentru perioada care merge și desfășoară activități în teren. Înseamnă că Bacău o să scrie la un moment dat, în ceea ce vorbea primul ministru Tose, că nu trebuie polițistul să fie singur, un singur om, în stradă, că de ei s-a pornit și revin la precedentul Suceava. Deci, din totdeauna, eu am susținut și susțin ca polițistul, de asta și să spune patrulă. Da. Da? Deci trebuie să fie minimum 2 polițiști care să iasă în stradă, să fie dotați corespunzător, să aibă armament asupra lui, muniții, să acționeze conform legii, să aibă cătușe, să aibă baston, să aibă toate mijlocele de imobilizare a unui infractor. Aveți vechi state în poliție și vreau să vă întreb, sunteți de acord acum cu proiectul ce urmează vis-a-vis de statutul, nou statut al polițistului? V-ar da drepturi mult mai... Da, deci, în primul rând, nu vă pot răspunde că nu știu despre ce-i vorba, se schimbă. Da. Dar nu știm în ce sens. Adică, desigur, în sensul bun al cuvântului, exact cum a spus și dumneavoastră întrebarea, să ne dea drepturi, nu? Ca să fie dreptul polițistul în ceea ce privește folosirea armamentului. Aici e problema, pentru că trebuie să stipuleze clar. Atunci când o persoană atentează la viața, la integritatea unui polițist, poate să folosesc armamentul. Dar dacă mergem în anumite împrejurări, în anumite situații, acum situația aia, împrejurarea aia, o analizează fiecare cum o analizează. Dar dacă îi spune clar, nu, atunci când îi spune pericol viața polițistului, folosește uz de armamentul, face uz de armă. Vedeți, aici e problema. Pentru că dacă nu și legea, trebuie ultrajul, trebuie pedepsit, eu știu, să crească numărul sau cuantumul pedepsilor. Și mai e altă problemă pe circulații, la fel. Vedeți dumneavoastră că s-au constatat 410, oricum e cifră destul de mare, pe rutieră. Iarăși la fel. Oamenii care, în mod repetat, comit abateri, circulă fără permis, fac... Deci nu e nicio problemă. Adică, vorbim la modul serios, că sunt chestiuni care trebuie avut în vedere, știți? Nu că punem în pericol pe alții, nu pe eu sau știu eu, dar mergem pe stradă sau știu eu, sunt lucruri care trebuie să foarte bine gândite, să nu producem vătămarea sau știu eu, chiar decesul unei persoane din rândul cetățenilor. Ce ar avea nevoie? Nu mi-ați răspuns la întrebare. Ce ar avea nevoie logistic poliția în momentul ăsta? Da, deci, din punct de vedere logistic, deci avem nevoie, pentru că parcul auto mediul rural este deja, sunt, cred că, în jur de 10 ani de zile de când mașinile au fost
achiziționate și repartizate în mediul rural. O parte din ele au fost schimbate prin cele care au fost achiziționate în cursul. Vreau să vă spun că în ultimii 3 ani am primit la nivelul inspectoratului 100 și ceva de mașini noi. Deci, pe parcurs, cam o treime este, parcul auto este înnoit. Dar trebuie și celelalte. Deci e nevoie și de autoturisme care să fie și performante, să fie și să funcționeze pentru a putea să ne facem datoria, pentru că acum vedem cu toții infractorii care vin mai ales din Statele Uniunii Europene și cu mașini din afară, vin cu mașini performante, cu puteri, motoare puternice, care barem să ne putem și noi să-i ține cât de cât de ei, atunci când e cazul să-i prinde. Ne puteți spune care au fost rezultatele sondajelor din Vârful și Valea Seacă? Da, deci sondajele din Vârful și Valea Seacă vă pot spune că nu au evidențiat probleme de sănătate, dar de aia, ca urmare a unor evenimente care au avut loc în Valea Seacă, știți cu toții, a fost acel omor și cu tâlhăria care a intrat peste bătrână. Să văd și eu cum vede lumea. Probabil că cetățenii, dar n-au evidențiat probleme deosebite în ceea ce privește activitatea polițiștilor. Tocmai de aia am inițiat. Păi, în primul rând, de asta am făcut, să vedem care e percepția cetățenilor vis-a-vis de activitatea polițiștilor. Și nu vă pot da date concrete, dar vreau să spun ca o concluzie, că pentru asta am făcut și a fost chiar eu am inițiat, să vedem ce se întâmplă. Deci nu evidențiază aspecte negative privind activitatea polițiștilor. Dacă vreți și alte date suplimentare, este specialista noastră, doamna sociolog, nu? Sociolog, Amarie Măriuca, care mai vine și la purtător de cuvânt, lucrează la, este psiholog, ofițer, și lucrează la compartimentul de analiză și prevenire a criminalității. Și vă poate da și alte detalii. La Bucuș, la fel? Poftiți? La Bucuș. La Bucuș la fel. La fel au fost probleme, știți dumneavoastră că au fost sesări prin media, că la Bucuș. Dar acolo este un cetățean care e nemulțumit, are probleme, așa mi-a evidențiat, și face sesizări de doar o nemulțumire a unui cetățean. Deci, da, în general, lumea nu au evidențiat probleme. Au fost evidențiate activ unele mici probleme, dar nu de natură să influențeze siguranța cetățenilor. Deci nu s-au luat niciun fel de măsuri? Nu s-au. Deci au făcut dispoziții, plan de măsuri, de acțiuni, de controle, intensificăm în zonele unde, știu eu, mai criminogene, deci în sensul ăsta. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumim pentru participare, vă dorim o zi deosebită și vă mai așteptăm oricând să ne fiți alături când am îndeplinit scopul nostru comun de informare a cetățenilor cu privire la aspectele de interes polițienesc. Vă mulțumim! Mulțumesc și numele... Cifrile astea le putem, eu o să-mi întrebate? Da, o să...